și bine ai venit la un nou video. Hai să vedem ce avem azi. Deci iau chiar și WhatsApp. Dacă ai ceva întrebări, sunt la numărul ăsta. Deci fel de tot ca să vezi piesele. Și-s de mititele? Da. Se numește six pack, cred că de asta că sunt 6 pachete aici. 6 borcane. Hai să numim 6 borcane, că s-am luat niște borcane. Da, după cum vezi, nu pare un puzzle complicat. Scopul este să încadrezi toate piesele acestea micuțe în fiecare borcan pe rând, chiar dacă ele au formă diferită. Toate trebuie să încap. Așa, am înțeles. O să-l întorc așa, ca să vadă mai bine. Bun, hai să încerc să le montez pe toate pe rând. Încep de aici și așa încoace. Să vedem ce avem. 2, 4, 6, 8 piese mititele, trebuie să încap în fiecare borcan. Vezi, asta parcă e făcut din parchet laminat, nu? Da. De sub are un parchet laminat de o culoare și de sub de altă culoare. Contrastantă. Și piesele sunt de a treia culoare. Și astea din altceva, parcă din lemn. Bun, hai să numim astea borcane pentru pastile și astea sunt pastilele care trebuie să intre în fiecare borcan. Începem de la prima. Să vedem. Așa că piesele de Tetris, știi, când merg în jos și trebuie să te pui. Așa, asta, că asta, asta aici vine. Care merge aici? Asta merge. Asta merge. Asta merge. Hai să lăsăm pe asta. Așa. Vezi că au liniile aici sunt jos și aici toți au linii pe dasele. O să pun cu liniile așa, sau cu structură, adică structură, liniile la structură. O să pun cu structura așa orizontal sau vertical. Asta logic poate să ajute. De exemplu, asta pot să pun și așa și așa. Pe de exemplu, când am strâns puzzle-ul ăsta, nu ne-am dat seama că piesele au linii după structură. Dacă mă gândim de la început la chestia asta, ar fi mult mai ușor să o strâng. Pentru că la urmă, după și l-am montat, să văd câte piesele erau între aceeași linii. Dar asta poate diferit. Așa că să încerc aici cu aceeași logică, poate este o piesă că structura la fiecare strat e vertical. Să încerc să pun piesele cu structura la fel cum este carcasa. Adică vertical. Da, vertical. Hai, încercăm așa. Așa. Wow! Aproape! Și mai rău. Încă mai rău. Și acum și mai mare satisfacție când pui ultima piesă și vine corect aici. Da, da, vine corect. Asta e cea mai mare. Da, da, eu văd pătratul ăsta, e identic cu ăsta, vezi? Cred că astea sunt, parcă sunt mai diferite, dar astea sunt tot una. Nu știu, să vedem. Așa, mi-a luat mai mult de jumătate de oră ca să strâng chestia asta. Am tăiat mult din video ca să arăt doar montarea la urmă. Dar nu a fost așa de ușor. Mergem cu a doilea borcanaș. Așa, vreau să văd dacă astea două sunt la fel. Dacă pun, de exemplu, una și una. Dacă uite, vezi, astea două merg aici. Și dacă eu și le pun aici. Tadam! Aceeași lungime, mai lățimea de astea. Aici merge asta și asta. Și dacă eu le pun aici. Și dacă piesa asta unde e? Dacă piesa asta vine aici? Să încheie vine și aici. Wow! Păi să fie identică înseamnă rezolvare. Dacă rezolvăm un pătrat de aici, o dreptunghi,
dreptunghiul ăsta o să fie identic cu ăsta. Da. Încă să fie două rezolvări. Dar același timp, concomitent ne face. Într-adevăr. Deci n-am să văd că gâtul ăsta e așa pus într-un pus. Restul de-am resurs diferite să vede la ochi. Bun, hai să vedem aici de resurs. Și iar o piesă greșită rămâne afară. Sper că dacă mai era încă una de asta, o întorci și o pui aici. Vezi? Una rămâne. Trebuie să tăiem bucățică cei care e în plus și să o lipim din partea cealaltă. Și apropo, piesele astea mici nu vin după structura cum e carcasa. Da, suntem isecate. Da, da. Acum, logic, iese că am rezolvat două, adică am umplut două borcani. Asta și asta, nu? Da. Dacă le iau de aici și le pun aici, înseamnă că să fie la fel. Hai să încercăm. Da, cum se scot, cred că. Asta așa e simplu și... Așa. Luăm piesa asta. Dacă vezi că ele erau întoarce, eu pot să le pun și așa. Da. Simetrică formă. Deci pun și... Da. Unde fac așa, hop, asta hop, astea două aici. Asta așa și asta așa. Da, da, trebuie bărcanașul în plăte. Deci, cum se vede, nu s-au complicat tare. Au făcut două identice, au întors doar o piesă aici. Că îți par un pic mai diferit, dar dacă te uiți, cunoaște cu ochiul liber că ele sunt identice. Mergem la următorul borcan, ăsta din colț. Așa, avem 3, da? 1, 2, 3 rezolvate, rămas 3 de aici. Aici vedem că tot avem o piesă. Unde? Unica care se potrivește aici. Da. Deci trebuie ce nu trebuie să primească cu Iarăși vedem că avem o piesă care este la noi, e asta de exemplu, o punem la mijloc, îmi trebuie două piese de astea, una aici și una aici. Și asta rămâne afară. Nou, super. Sunt eu pe fără peste. Wow, și când era mai rapid și mai rapid se primește. Pe primul a fost cel mai grea, dar pe urmă deja se dă ochiul, se deprinde creierul, nu știu de ce depinde. Da, eu tot cred că creierul deja începe să simtă proporțiile și urma. Vezi deja unde, dacă nu merge șansa, îmi trebuie invers și tot așa. Super. Mergem la asta de aici. Da, încă două rămase astea. Hai să vedem. Așa, da, ultima piesă, ultima piesă, o luăm și o punem. Super! Super! Satisfacție maximă! Hai, încă una! Da, ultima! Da, ne-a rămas ultimul borcanaș, spun pastelele între însu. Bun, interesant. Păi, s-a dus aminte de Tetris din copilărie. La început pare un pic dificil, dar pe urmă te obișnuiești, parcă e mai ușor. Hai să punem timpul să vedem în cât timp o fac asta ultima. După și deja m-am obișnuit. Bine. Bun, că la timp îți vine mai greu, pentru că te gândești de același timp să o faci mai repede și te încurci. Păi vorba ce e, graba strică treaba, nu? Da, da-ți vedem, da-ți vedem, nu știu. Pornesc timpul. Bun, hai pornește.
Așa. Ce când ieși de sus? Eu cred că în dezolv un puzzle contra cronometru este destul de stresant. Nu știu. Eu nu primesc plăcere, de exemplu, contra cronometru. Mine mă stresează. Trebuie să asta lipsește aici. Wow, 10 minute și un pic. Oprește, 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 oprește. 10 minute. Ultima. Pa-pa. Ora, 10 minute și un pic. Super. După practică de 5 bacanașe, ultimul l-am montat în 10 minute. Timpul tot influențează. Dar până la urmă e montat. Și asta e super. Satisfacție e maxim. Cel mai interesant îmi place și puzzle-ul ăsta și așa felul de puzzle. Tu acum le scoți, le pui în cutie și când mâine vrei să le strângi, iar o iei la început. Nu e posibil să ți-ai minte cum a fost pus aici. Mulțumesc pentru provocarea de azi, a fost super bombă. Dar ție dacă îți plac puzzle-urile și întrebările de logică în general, pune un like și ne vedem la următoarea provocare. Pe curând!